Permiteți-mi, pentru că iată, suntem încă în ianuarie, abia la jumătatea lunii, pentru că suntem la începutul acestui an, permiteți-mi să vă fac câteva urări. Vă doresc, îmi doresc anul acesta ca voia lui Dumnezeu să se facă în viața dumneavoastră și în viața mea. Dar permiteți-mi să continui. Și noi să o găsim bună, plăcută și desăvârșită. Și toată biserica să zică amin. Vă doresc, îmi doresc în anul acesta ca inima să vă rămână flămândă după Dumnezeu. Iar acestei nevoi a inimii să-i răspundă Dumnezeu potrivit harului său. Vă doresc, îmi doresc anul acesta să rămâneți ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Și toată biserica zice amin, amin. Ce repede trec anii. Așa e. Ce repede. Ce repede au trecut sărbătorile. Acum sunt aici și mâine am îmbătrânit. Anii noștri. Încărcați cu așa de multe zile obișnuite. Dar cu siguranță că și dumneavoastră ați auzit expresia aceea care zice că nu aduce anul, ce aduce ceasul. Adică vrea să spună autorul proverbului, înțelepciunea asta populară, că în timpul anului avem o mulțime de zile obișnuite. Zile în care facem lucruri obișnuite. Mergem la lucru, ne trezim, ne închinăm, mergem la lucru, ne obosim, ne întoarcem de la lucru, la alt lucru, acasă și mâine dimineață o luăm de la capăt. Zile în care nu se întâmplă, am zice noi, mai nimic decât obișnuitul. Zile în care ne-am obișnuit și cu binele, zile în care știm că peste noi este turnat harul lui Dumnezeu, știm că Dumnezeu ne însoțește cu bunătatea sa, știm că ochii lui Dumnezeu sunt ațintiți asupra vieții noastre și ne conduce potrivit voii sale. Apoi mai sunt zilele acelea, uneori sunt la câțiva ani, nici măcar una într-un an, care schimbă totul. Zilele acelea în care există acel ceas care aduce mai mult decât aduce un an sau decât aduc mulți ani la oaltă. Sunt zilele în care totul se dă peste cap, în care viața are potențialul să se schimbe în mod radical pentru fiecare dintre noi. Cred că atunci când înțelepciunea populară a făcut acest proverb nu aduce anul, ci aduce ceasul, cred că s-a gândit mai degrabă la ceasul rău. E adevărat, sunt momente în care acel ceas aduce lucruri bune, binecuvântat să fie Domnul. Dar mai sunt și momente în care ceasul acela aduce lucruri dureroase, dificile, care schimbă radical, care modelează într-un mod neașteptat, dureros, viața noastră. Știm să trăim în zilele obișnuite. Am învățat să trăim în zilele obișnuite. Învățăm să trăim bine. Dar oare cum putem trăi în zilele acelea în care ne întâlnim cu neașteptatul? În care, pe nepusă masă, uneori pe neanunțate, în sufrageria noastră se instalează un musafir nedorit, neplăcut, care nu vrea să plece prea repede. Poate fi o încercare mare, poate fi un diagnostic urât, poate să fie un faliment răsunător, poate să fie o problemă complicată. Acele zile, îndrăznim noi să spunem, sunt zile în care credința noastră întâlnește realitatea. Iar realitatea se transformă într-un soi de monstru care vrea să ne închidă și înghită credința. Vin înaintea dumneavoastră în această seară să punem împreună Scripturii o întrebare esențială trăirii noastre. Nu neapărat acelor ani care trec fără să se întâmple lucruri mari, ci acelor momente, acelor ceasuri care aduc schimbări majore. Ce faci? Ce fac? Cum ar trebui să trăiesc în momentul în care viața mea, realitatea mea, îmi înfruntă și vrea să îmi doboare credința? Vreau să vă citesc dintr-un text din Scriptură, din Vechiul Testament,
un moment din istoria poporului sfânt, din istoria lui Israel, în care și ei au trebuit să dea piept cu o realitate. Fuseseră zile obișnuite, se obișnuiseră într-un final cu zilele acelea de călătorie. Dumnezeu îi conducea, Dumnezeu era aproape de ei, se obișnuiseră. Dincolo de pustiu, Paran era țara promisă, țara în care curgea lapte și miere. Dumnezeu îl cheamă pe Moise și zice: Moise, am hotărât să faceți un lucru. Aș vrea să iei iscoade din fiecare seminție, să le trimiți dincolo. Să se uite atent la toate lucrurile, să se întoarcă cu informații. Și când se întorc iscoadele, vine ceasul. Ceasul în care realitatea a întâlnit credința. Cum au acționat ei, ce ar trebui să facem noi, vom învăța în seara asta, vom lăsa Scriptura să ne călăuzească atât în mod pozitiv, uitându-ne la așteptările pe care Dumnezeu le are de la poporul sfânt, cât și în mod negativ, uitându-ne la reacțiile și felul de a acționa al poporului sfânt, nepotrivit, neplăcut, care a schimbat cu totul realitatea lor. Pentru frumusețea textului, vă rog să-mi îngăduiți să citim un pasaj mai larg. Vom începe din Numeri, din capitolul 13, începând cu versetul 27 și vom termina târziu în capitolul 14. Nu o să vă chem să vă ridicați în picioare, dar o să vă rog să rămâneți cu inima deschisă înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Numeri 13, începând cu 27. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi, iebusiții și amoriții locuiesc muntele și cananiții și hitiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis: nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis: țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Ba, apoi am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor înaintea noastră și față de ei. Parcă eram ca niște lăcuste. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și norodul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: de ce n-am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce n-am fi murit în pustiul acesta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia: să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ, în fața întregii adunări a copiilor lui Israel care era strânsă la oaltă. Și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, și-au rupt hainele și-au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre. Când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Și Domnul i-a zis lui Moise: până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când
nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui. De aceea îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mare și mai puternic decât el. Moise a zis Domnului, egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei, din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea ta, și vor spune locuitorilor țării aceleia, ei știau că tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia, că te-ai arătat în chip văzut tu, Domnul, că norul tău stă peste el, că tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se despre tine vor zice, Domnul n-avea putere să ducă pe poporul acesta în țara pe care jurase că i-o va da. De aceea i-a omorât în pustiu. Acum să se arate puterea Domnului mărimea ei, cum ai spus când ai zis, Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate. Iartă fără de legea și răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii până al treilea și la al patrulea neam. Iartă, dar fără de legea poporului acestuia, după mărimea îndurării tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici. Și Domnul a zis, iert, cum mi-ai cerut. Amin. Ce faci când realitatea sugrumă, caută să omoare credința? Ce faci cu realitatea? Ce faci cu credința? Să le luăm pe rând. Ce faci cu realitatea? Noi nu avem o problemă cu realitatea câtă vreme realitatea ne place. Nu avem o problemă cu realitatea câtă vreme realitatea se înscrie în parametrii normali, obișnuiți. Nu avem o problemă cu realitatea câtă vreme realitatea aceea nu se ia la răspăr cu noi, câtă vreme realitatea aceea nu ne stoarce lacrimi, câtă vreme realitatea aceea nu ne scoate vaiete. Dar ce faci când realitatea începe să fie dură, neplăcută, împotrivitoare? Până atunci, lucrurile sunt normale, sunt obișnuite. Dar în momentul în care realitatea devine musafirul neplăcut al vieților noastre, atunci avem de furcă cu ea. Sunt oameni care trec prin momente dificile și în fața unei realități trebuie să decidă ce să facă cu ea. Unii decid că realitatea aceea este tot ceea ce există. Că realitatea este ultimă, uită credința, uită vederea lui Dumnezeu, uită apropierea lui Dumnezeu și doar realitatea aceea există. Ea le stoarce lacrimile, ea le îngenunchează viața, doar ea există. Apoi sunt oameni care, din contră, se uită la realitate și pentru că nu o pot suporta, pentru că este prea grea de dus, decid că ar fi mai bine să o ignore. Îi întorc spatele și preferă să nu se mai gândească la acea realitate. Să caute să facă tot posibilul, să nege oricât de tare ar putea acea realitate. Specialiștii, analizând oamenii care trec prin momente dificile în viață, și eu cred că fiecăruia dintre noi ne este dat la un moment dat să trecem prin astfel de momente dificile, specialiștii spun că sunt 5 etape prin care trece un om care are de-a face cu o realitate dură, neplăcută pentru viața lui. Prima etapă este etapa negării. N-are cum să mi se întâmple mie așa ceva. Toți oamenii trec pe acolo. Atunci când diagnosticul este pus, atunci când problema este clară, atunci când necazul a apărut, prima etapă prin care trecem este negarea. N-are cum. Mie? Nu mi se poate întâmpla așa ceva. Dar e o etapă doar. Trece repede. După etapa negării vine etapa furiei, spun specialiștii. Trebuie să existe un vinovat pentru situația în care mă aflu. Trebuie să existe cineva care trebuie să plătească pentru că am ajuns în situația asta. Este etapa dureroasă. Furia, mânia omului nu lucrează niciodată neprihănirea Domnului. Și ne întoarcem în mânia noastră adeseori spre cei mai aproape de noi.
pe cei pe care putem răni mai tare. Vinovată e soția, copiii, vinovat e Dumnezeu. Dar și asta este o etapă. După furie, după negare, vine etapa negocierii. Căutăm să găsim toate modalitățile prin care să îndulcim acea realitate. N-ați auzit oameni care vin la biserică și spun: dacă Domnul va face, dacă Domnul mă va vindeca, dacă Domnul se va atinge de problema mea, și dacă nu, Domnul e mai puțin Domn, pentru că nu. Ei sunt doar în etapa negocierii. Duc negocierea inclusiv în sus, către Dumnezeu, încercând să-L tragă de mânecă. Auzi, frate, n-aveți ceva de construit la biserică, gata să dau, mai să treacă etapa asta, mai să trec de necazul ăsta, încercând să-L îmbunăm pe Dumnezeu, cu tot, cu tot ce se poate, de la bani până la propria viață. E doar negociere. Trece și ea. Apoi vine etapa tristeții. Când realizezi că musafirul ăla nu vrea să plece din casa ta. Nu vrea. Faci tot ce știi. Ai făcut tot ce ai putut. Ai căutat vinovații, l-ai negat, ai negociat, el e în continuare acolo. Atunci te apucă tristețea, supărare, deznădejde, depresia. Este și ea o etapă. Fața căzută, hainele cernite, s-a terminat. Ca în ultimă instanță, spun specialiștii să vină acceptarea. Accepți acea realitate. Astea sunt etapele prin care trece un om în fața unei suferințe majore. Oare credincioșii cum ar trebui să treacă pe acolo? Textul ăsta ne învață ce să facem atât cu realitatea, cât și cu credința. Ce să facem cu realitatea? Ce ar trebui un credincios să facă cu realitatea în momentul în care realitatea îi displace, în momentul în care realitatea e dureroasă pentru el? Unu, să nu o nege. Să nu o nege. Nu veți găsi nicăieri în textul pe care l-am citit eu și nu veți găsi nicăieri în Scriptură un îndemn la a nega realitatea, la a întoarce spatele realității, la a spune realității. Există și teologia asta hazlie, la a declara. Nu există. Nu există. Și dacă eu declar că realitatea nu există, dacă eu declar că problema mea nu există, nu există? Realitatea adeseori se încăpățânează să existe, în ciuda părerilor mele despre ea. Nu veți găsi niciun text. Uitați-vă la Iosua și Caleb, în momentul în care cei care au fost împreună cu ei în țară încep să negrească țara în fața poporului, să spună despre uriași, să spună despre cetățile întărite. Are vreun moment Iosua și Caleb în care se uită la ei: eu nu știu ce ați văzut voi, dar noi n-am văzut asta. Nu. Ei recunosc. Așa este. Aceasta este realitatea. Nu putem ignora. Scriptura nu te îndeamnă să spui albului că e negru și negrului că e alb. Nu, realitatea trebuie privită în ochi, cu credință, dar trebuie privită în ochi. Când apostolul Pavel se roagă Domnului pentru țepușul pe care îl are în carne, Domnul îi spune: Pavel, declară că nu există și nu există. Și Domnul îi spune: auzi, harul meu, știți versetul? Harul meu îți este de ajuns. Cu alte cuvinte, Domnul îi spune: știu. Și rămâne. Știu și rămâne. Harul meu îți este de ajuns. Nu nega realitatea. Atunci când ea a venit asupra vieții tale, atunci când ea a pătruns în sufrageria vieții mele, nu trebuie să o ignor, oricât de dureroasă este. De ce nu trebuie să o ignor? Două motive vă dau. Unul, pentru că acea realitate este și ea cuprinsă în planul lui Dumnezeu. Dacă planul lui Dumnezeu vă doream adineauri ca voia lui Dumnezeu să se facă în viața noastră și să o găsim bună, plăcută și desăvârșită. Dacă desfacem voia lui Dumnezeu în bucățele, credeți că fiecare bucățică a voii lui Dumnezeu este ușor de acceptat de către noi? Nu. Nu. S-ar putea ca o bucățică să nu-mi placă. Ea formează puzzle-ul general. Să fie pictată în culori dureroasă pentru mine.
dar ea este cuprinsă în planul lui Dumnezeu. Nu trebuie să dau la o parte, nu trebuie să o ignor. Dumnezeu își desfășoară planul aici, în realitatea în care noi trăim, aici cu noi, oameni imperfecți, aflați în mijlocul unei realități care uneori este neplăcută, care au resurse limitate, care sunt supuși trecerii, care sunt supuși adeseori durerii. Iată atelierul lui Dumnezeu. Se cheamă realitatea. Dumnezeu nu are nevoie de cineva să-i măture scena, să o facă perfectă ca după aceea să vină. Dumnezeu lucrează pe scena realității. Nu ignora realitatea. Ea este atelierul lui Dumnezeu. Este locul în care Dumnezeu vorbește, acționează, lucrează împreună cu noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Credeți că nu le puteau da o țară în care curgea lapte și miere, dar nu era uriaș? Ba da. O țară în care promisiunile erau extraordinare, dar cetățile erau neîntărite? Ba da. Și cu toate astea Dumnezeu n-o face. Că iată planul Lui pentru ei. Lapte și miere, uriaș. Cetăți întărite, promisiuni ale Lui. Nu ignora realitatea. Ea este planul lui Dumnezeu pentru tine, chiar și atunci când nu îți place și nu-mi place. Deci eu să nu ignor realitatea, pentru că ea nu doar că este cuprinsă în planul lui Dumnezeu, este și locul în care se desfășoară puterea lui Dumnezeu. Toată povestea asta, toată tensiunea asta, toată noaptea aia de plângere, de jelanie pentru poporul lui Dumnezeu, știți de la cine începe? De la Dumnezeu. Dumnezeu hotărăște să se ducă în... să-i spună lui Moise să ia reprezentanți din fiecare seminție, oameni destoinici, să-i trimită să spioneze țara. Vă întreb în seara asta, știa Dumnezeu ce vor vedea ăștia acolo? Știa. Păi știa că sunt cetăți întărite? Nu s-a temut că vin ăștia, văd cetățile și se sperie? Știa Dumnezeu că acolo sunt uriași? Știa. Cine hotărăște să se ducă să-i vadă? Dumnezeu. Ba mai mult, dacă citiți versetul 17, versetul 18 din capitolul 13, Moise le și spune exact ce trebuie să facă. Moise le-a trimis să-i scodească țara Canaanului. El a zis, mergeți de aici, spremează zi și apoi vă suiți pe munte. Vedeți țara, vedeți cum este ea, cum este poporul care locuiește, dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare la număr, vedeți cum este țara în care locuiește, dacă este bună sau rea, cum sunt cetățile în care locuiește, dacă sunt deschise sau întărite, ca nu cumva să le scape. Să nu vă ia ochii binecuvântările, uitați-vă la tot, tot, să nu vă scape, să vedeți tot. Ce făcea Dumnezeu de fapt? Vrea să-i sperie? Nu. Seamănă Dumnezeu. Doar stabilea scena. Iată locul în care te voi binecuvânta. Iată țara pe care ți-o voi da. Ăsta este locul binecuvântării. Cetăți întărite, dar și lapte și miere. Iată locul în care se va desfășura puterea mea. Uită-te bine. Vezi cetățile alea tari. Vezi soldații puternici. Acolo îți voi da biruință. În fața unei realități potrivnice avem o decizie de luat. Este realitatea aceea un loc fără slavă sau este locul slavei lui Dumnezeu? Este realitatea aceea un loc al lacrimilor sau este și un loc al minunilor? Venind înaintea dumneavoastră în acest început de an să vă spun că realitatea poate fi, trebuie să fie și un loc al slavei. Că realitatea, chiar dacă câteodată este un loc al lacrimilor, este și un loc al minunilor. Nu vă temeți. Nu vă temeți. Nu ignorați realitatea. Nu întoarceți spatele realității. Nu ascultați glasurile hazlii, așa cum spuneam adineauri, ale tuturor teologilor care nu văd decât planurile și hotărârile și dorințele lor în Scriptură. Priviți Scriptura așa cum este. Scriptura nu te îndeamnă să întorci spatele realității, să trăiești într-un vis. Scriptura îți spune că în mijlocul realității tale domnește un mare domn, mare împărat. El este puternic în lupte. El este victoriosul de pe calvar
El poate lua fiecare detaliu al vieții mele și îl poate transforma. O, spunea Ioanid într-o cântare, și ce minune în cort de lut, eternul, să pătrundă. Uitați-vă la tot ce înseamnă Scriptura. Hristos Domnul, Dumnezeu, a luat crucea, obiectul torturii, și a făcut din ea locul în care am fost iertați și mântuiți. Poate lua fiecare aspect al realității și întoarce înspre bine. Mare este Domnul. Nu ignora realitatea. Ce să nu mai faci cu realitatea? Nu exagera în niciun fel. Nu pune peste ea tot soiul de păreri, de opinii, de frici și de temeri. Atunci când realitatea este potrivnică, atunci când nu ne place ceea ce s-a transformat viața noastră, diagnosticul, durerea, falimentul, problema din familie, atunci când nu ne place, se strânesc în noi tot soiul de mecanisme de apărare. Și adeseori acele mecanisme de apărare ne îndeamnă, ne fac să vedem lucrurile într-un mod exagerat, într-un mod complicat, mai puternice, mai rele, mai aprige decât sunt în realitate. Uitați-vă la ei, cine ar fi crezut? Noaptea aceea trebuia să fie pentru ei o noapte a biruinței. Noaptea aceea trebuia să fie pentru ei o seară, o noapte a închinării, a celebrării înaintea lui Dumnezeu. Și dacă evreii nu știau să celebreze, cine știa să celebreze? Putea să fie o noapte în care se gândeau, am văzut țara promisă, e exact așa cum ne-a promis-o Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a mințit cu nimic. În țara aceea curge lapte și miere. Și în loc ca noaptea aceea să fie o noapte a celebrării, au transformat-o într-o noapte a jelaniei, într-o noapte în care au plâns, într-o noapte în care au luat hotărâri nebunești, că nu poate fi altfel hotărârea decât nebunească când tu vrei să te întorci în Egipt, într-un Egipt care nu mai exista așa cum îl știai tu. Într-un Egipt care te-a durut infinit mai mult. Știți cum sună asta în gura lor? Vrem să ne întoarcem în Egipt, cum sună în gura românilor, era mai bine în comunism. Serios? Dacă ignori închisorile, întunericul și alimentările goale, poate. O transformat într-o noapte a jelaniei. De ce? Pentru că, da, realitatea era cum era, dar peste ea au pus propriile lor frici, propriile lor anxietăți, propriile lor temeri. Remarcați un lucru, în 33 din capitolul 13 zic, apoi am văzut în ea pe uriași. Știți ce termen folosesc ei acolo? În ebraică? Nifilim. Știți unde îl mai găsim? În Geneza 6. În Geneza 6 aflăm cuvântul ăsta, 6 cu 4, cuvântul ăsta care transmite ideea de uriași care s-au născut într-un mod incredibil. Erau oare nifilim acolo? Mă îndoiesc. Dar lucrul aprig din trecutul lor îl iau și îl duc și îl pun peste o realitate cumplită. N-ați întâlnit oameni care fac asta? Realitatea nu e chiar atât de aspră pe cât crede el. Dar Doamne a pus peste ea toate fricile lui, toate anxietățile lui. Are românul o poveste cu covata care pică peste copil și se pun și bocesc, n-a picat încă covata. Mai are încă lucru de făcut până atunci, dar el este terminat deja. Auzi, realitatea nu trebuie ignorată, dar nici exagerată. Nu exagera. Nu înmulți cu ideile tale potrivnice, cu părerile tale, cu anxietățile tale, cu temerile tale. Las-o să fie așa cum este. Ba mai mult, uită-te și la partea bună a realității. Nu doar la partea rea. Știți ce e interesat în text? În versetul 27 scoadele spun, am fost și am văzut țara. Minunată. Avea dreptate Dumnezeu, nu ne-a înșelat. Asta este versetul 27 din capitolul 13. Versetul 28, versetul 29, versetul 31, versetul 32, versetul 33. Înnegresc țara. Nu vi se pare o balanță stricată? Adică tu într-un verset, în câteva cuvinte, spui că e bună
și după aia folosești o mulțime de cuvinte să spui că e rea? Fii onest! Păstrează balanța echilibrată. Dar în mijlocul necazului, a unei realități potrivnice, oamenii adeseori fac asta. N-o facem și noi? Ne uităm mai mult la ce lipsește, în loc să ne uităm și la ce există. Ne uităm mai mult la ce ne doare, în loc să ne uităm și la lucrurile care funcționează. Plângem pe marginea lucrurilor care s-au stricat, a necazului pe care îl avem, în loc să avem o onestitate până la urmă, înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem că mai sunt în viața noastră lucruri bune, că mai sunt în viața noastră lucruri pentru care se merită să celebrăm, că mai sunt în viața noastră lucruri pentru care se merită să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem nu doar, oh, vai de mine, ci și mulțumescu-ți, Doamne, binecuvântat să fie numele Tău. Peste realitate, unii pun fricile și anxietățile lor, alții sunt obișnuiți să o înmulțească în fel și chip. Uitați-vă la diferența dintre cele două trupe, între cei doi, Iesua și Caleb, și ceilalți care au venit din țară, celelalte iscoade. Toți recunosc realitatea, tot văd realitatea, și Iesua și Caleb au văzut-o, știau și ei că acasă n-au o armată bine pregătită, că erau un popor de sclavi. Știau lucrul ăsta. Dar ei se uită la realitate și zic, da, așa e. Și apoi se uită la Dumnezeu și zic, e mai mare Dumnezeu. E mai puternic Dumnezeu. E mai măreț Dumnezeu. Ăștia care vin din țară zic, cetatea aia, locul ăla, își mănâncă locuitorii. O, ce exagerare, chiar îi mânca? Iosua și Caleb se uită la Dumnezeu și zice, nu cred. Cred că îi vom mânca noi. Cred că vom reuși noi. Ce diferență? Unii pun peste realitate părerile lor, fricile lor. O înmulțesc și vorbesc doar despre lucrurile rele. Alții o văd așa cum este și se uită la Dumnezeu și zic, vină tu peste realitatea mea. Vină tu în ajutorul meu. Împreună cu tine voi birui. Ce să faci cu realitatea? 1. Nu ignora. 2. Nu exagera. Și 3. Nu considera definitorie. Nu realitatea are ultimul cuvânt. Vezi, zice, cum adică? Nu are ea ultimul cuvânt? Nu. Nu. Nu lua decizii rapide pentru o realitate care te doare acum. Mai așteaptă un pic. Lucrurile s-ar putea să se schimbe. Uitați-vă la ei în noaptea aceea. În noaptea aia, după ce s-au șters la ochi de lacrimi, în noaptea aia decid, ne întoarcem în Egipt, Domnule. Ba mai mult, deci să-și pună conducător să-i ducă înapoi în Egipt. Și oricine ar îndrăznit să vorbească altfel decât ei, era pasibil de moarte prin lapidare, uciși cu pietre. Iau o decizie rapidă și radicală pe marginea unei realități care îi doare. O, Doamne, de câte ori am văzut oameni suferind, nu pentru că realitatea n-a fost rea, ci pentru că deciziile lor au fost luate în pripă, considerând că aceea este ultima realitate. Pentru că n-au mai stat de vorbă și cu Dumnezeu, pentru că n-au mai așteptat răspunsul lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, dragă biserică, vin înaintea noastră în această seară să vă spun că nu realitatea are ultimul cuvânt. Este altcineva care are ultimul cuvânt. Nu boala are ultimul cuvânt, nu necazul are ultimul cuvânt, nu are ultimul cuvânt nici diagnosticul, nici medicul, nici managerul, nu are ultimul cuvânt nimeni de pe lumea asta, ultimul cuvânt nu are nici măcar moartea. Ultimul cuvânt și l-a păstrat Dumnezeu pentru sine. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Vă chem chiar în mijlocul unei realități potrivnice. Eu nu știu cum este realitatea dumneavoastră, dar vă chem, vă conjur înaintea Domnului Hristos ca în mijlocul realității dumneavoastră să dormiți liniștiți, pentru că Dumnezeu veghează, pentru că sunteți înaintea lui Dumnezeu. Să vă puneți capul în liniște, pe pat, pe pernă, știind că nu realitatea dumneavoastră are ultimul cuvânt. Mergeți la culcare știind că Dumnezeu e încă pe tron, că Dumnezeu e încă în control, că Dumnezeu încă are mâini puternice care pot modela realitatea noastră, binecuvântat să fie numele Lui.
ce să faci cu realitatea 1? Nu ignora. Ascultă-mă. Nu ignora. Vă spun și lucrul ăsta. Cunosc surori care au murit de cancer la sân pentru că au ignorat realitatea. N-au vrut să asculte în niciun fel. Nu ignora. Fă ce ține de tine să faci, știind că deasupra ta este Dumnezeu. Mai ales în mijlocul realității celebrează că tu ești al lui Dumnezeu și că Dumnezeu are ultimul cuvânt. El a promis că va cumpăra apărată. Ea nu trebuie să se piardă. Vă spun înaintea lui Dumnezeu, puteți pierde orice, de la sănătate până la bani sau de la bani până la sănătate. Să nu pierdeți credința. Să nu pierdeți credința. Asta este pierderea din urmă și cea mai cumplită. Fără credință suntem nimic. Am rămas fără nimic. Credința te ajută să-L vezi pe Dumnezeu. Să știi că El este și că El răsplătește pe cei care îl caută. Credința te ajută să vezi că realitatea ta, oricât de dură ar fi, se află în palmele unui Dumnezeu bun. Trebuie să-ți aperi credința. Nu da foarte mult timp și energie analizei și răstălmăcirii realității în fel și chip. În momentul în care a venit o astfel de realitate, e un moment bun să-ți crești și să-ți aperi credința. Ea trebuie apărată. Cum să-mi apăr credința? 1. Hrănește-o din cuvântul lui Dumnezeu. Hrănește-o din cuvântul lui Dumnezeu. Când vine o realitate potrivnică, este ca un foc peste viața noastră. Va arde toate naivitățile noastre, toate părerile noastre. Fie ele și fundamentate, ni se par nouă, în tot soiul de predici și de cântări. Știți ce va rămâne în picioare? Acea credință care este zidită pe acest cuvânt și nimic altceva. Totul se va duce. Totul se va duce. Credința trebuie ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Credința trebuie să-și aibă rădăcinile adânc înfipte în cuvântul lui Dumnezeu. Ne va fi incredibil de greu în momentele în care realitatea urlă la noi să luăm Scriptura și să citim. Dar vă spun în seara asta, este singura modalitate de supraviețuire în mijlocul realităților cumplite. Trebuie să citești Scriptura mai mult și mai mult. O citeam 5 minute, trebuie să trec la 10. O citeam o oră, trebuie să trec la mai mult de atât. Trebuie să-mi umplu viața de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să-mi ancorez viața în promisiunile lui Dumnezeu. Nu în părerile mele despre Dumnezeu. Nu în ce mi-aș dori eu să-mi promită Dumnezeu, ci în ceea ce spune Dumnezeu cu adevărat. S-ar putea să aflu, când citesc Scriptura, că Dumnezeu nu mi-a promis vindecare, dar mi-a promis prezența sa nemijlocită. S-ar putea să aflu că Dumnezeu nu mi-a promis că îmi rezolvă toate problemele, dar mi-a promis că va rămâne lângă mine pe tot drumul, pe tot parcursul drumului. S-ar putea să aflu că Dumnezeu nu mi-a promis, eu știu, ca lucrurile, nu mi-a dat garanția succesului, dar am mângâierea iubirii sale pe care nu o poate stinge nimic și nimeni. Trebuie să-mi ancorez viața întreagă în promisiunile reale ale lui Dumnezeu. Și unde să le găsesc dacă nu în cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu mă va duce către Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este ancora sigură în vremuri de necaz, în vremuri de strâmtorare, în vremuri dificile. Credința ancorată în Scriptură ne apropie de Dumnezeul care are toate resursele, care are toată puterea. Remarcați ce zic Iosua și Caleb. Ei nu zic, oameni buni, vom lupta. Oameni buni, suntem puternici. Oameni buni, vom găsi noi modalități să dăm la o parte și pe Uriaș și cetățile lor întărite. Nu zic asta. Ei știu că nu pot. Ei știu că nu pot. Dar ei zic, oameni buni, dacă Dumnezeu va vrea, ne va da. Dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Ei își ancorează credința în ce promite Dumnezeu. Își spun, dacă Dumnezeu ne-a adus până aici, dacă Dumnezeu ne-a promis țara aia, cine sunt ei să ne zică nu? Ne va da Dumnezeu.
Ei nu se bazează pe puterea lor, nu se bazează pe capacitățile lor, se bazează doar pe Dumnezeu. De ce? Cum pot asta? Care-i frânghia care te ține legat de Dumnezeu? Credință. 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 Credința te ajută să-L vezi pe Dumnezeu, credința îți deschide ochii. Va arde tot ce e naivitate. În momentele dificile va arde tot ce e naivitate. Dar credința adevărată îți va deschide ochii să-L vezi pe Dumnezeu. Știți cum zice Apostolul Pavel? Că noi nu umblăm prin vedere, ci prin credință. Credința adevărată îți va deschide ochii să vezi că Cel care este cu tine este mai mare decât Cel care este cu ei. Că El, Dumnezeu, este aproape. Credința. Dacă ai pierdut credința, ai pierdut tot. Credința. Credința trebuie ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu, apărată prin Cuvântul lui Dumnezeu, hrănită prin Cuvântul lui Dumnezeu. Doi, trebuie ancorată în minunile trecutului. Trebuie ancorată în ceea ce Dumnezeu a continuat să facă și face. Uitați-vă la ce spune Dumnezeu, supărarea pe care o are Dumnezeu cu privire la ei. Versetul 11. Până când, zice Domnul, mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine? Și subliniați cuvintele, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lor. Dumnezeu pare surprins, pare surprins. N-au văzut minunile? N-au văzut toate miracolele pe care le-am făcut cu ei? De ce nu cred? De ce nu cred? N-au fost ei părtași? Le-am făcut drumuri prin pustie, murind pentru noi. Noi suntem copiii lui Dumnezeu în mijlocul necazului. Pe noi ne-a mântuit Hristos prin jertfa Lui. Așa că atunci când vine necazul, atunci când vine strâmtorarea, atunci când realitatea te doare, stabilește un moment al închinării. Fă invers decât a făcut evreii. Cheamă-ți familia la o închinare. Stabilește seara asta, uite, miercuri seara. Și iată casa în care locuim. Ha. Cine a făcut astea? E Dumnezeu care a fost credincios. Ți-aduce aminte când am primit diagnosticul ăla? Și iată-ne încă în putere. Cine a făcut asta? 14. Moise începe un dialog ciudat cu Dumnezeu. Începe să-i zică, îndurător, vreau să fii îndurător. Dacă ai promis, astea-s promisiunile tale, că ești încet la mânie și bogat în bunătate. Același. Să mă pot baza în continuare pe caracterul. Este bunul tău cel mai de preț. M-a călăuzit. Mă încred în el chiar și când nu înțeleg. Eu voia lui întotdeauna aleg. Căci doar așa, în slava sa, cerescul Tată m-a călăuzit.